Părintele academician Dumitru Popescu este un reper al teologiei ortodoxe românești. A fost timp de câteva decenii profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, unde le-a descoperit studenților frumusețea teologiei dogmatice și mai ales după 1990 pe cea a teologiei apologetice. Părintele a avut un rol esențial în dialogul bisericii cu știința și cultura din societatea contemporană. În semn de prețuire pentru moștenirea lui teologică, facultatea organizează concursul Preot Profesor Dumitru Popescu. Astăzi a avut loc cea de-a treia ediție. La Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București a avut loc astăzi o nouă ediție a concursului Preot Dumitru Popescu. Tema din acest an a fost Cosmologia teonomă și cosmologia autonomă în gândirea părintelui profesor Dumitru Popescu. Scopul concursului este acela de a face cunoscută teologia părintelui profesor Dumitru Popescu, care a predat în această facultate mulți ani teologia dogmatică. Concursul se află la a treia ediție și s-au înscris 20 de concurenți. Ca și în alți ani în care am organizat acest concurs, am observat un interes pentru teologia părintelui, care este actuală, și tot în acest scop am și reeditat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, una dintre lucrările sale, și anume Hristos, Biserică, Societate. Această lucrare va fi oferită fiecăruia dintre concurenți. Concursul este organizat de profesorii de la Departamentul de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră. Studenții trebuie să cunoască tema aceasta pentru că este o temă extrem de actuală astăzi. Cosmologia teonomă și cosmologia autonomă. Este interesul lor să fie foarte, foarte bine pregătiți. O temă extrem de generoasă, în căreia părintele profesorii a purtat o atenție foarte, foarte mare. Candidații vor trebui să definească cele două feluri de cosmologie, să le justifice existența și să evidențieze consecințele în concret, atât la nivel cosmologic și la nivel antropologic și cultural în general. La concurs participă atât studenți cât și masteranți de la toate specializările din cadrul facultății. Acest concurs este important pentru noi, întrucât ne oferă posibilitatea de a ieși puțin din cadrul manualelor și din atmosfera oarecum așa obișnuită a cursurilor și ne dă posibilitatea să aprofundăm teologia la un alt nivel, ne oferă prilejul de a aprofunda într-un mod, să zic eu, mai serios, o teologie de căpătăi, o teologie muncită cu atâta sudoare de înaintașii noștri. Acest concurs mi-a oferit prilejul să-mi apropiez mesajul cu valoare de testament al părintelui profesor Dumitru Popescu, care afirmă: nu există altă cale decât Hristos, nu există alt adevăr decât Hristos, în El și prin El sunt toate bucuriile vieții, toate nădejdele vieții, tot sensul vieții. Premiera va avea loc pe data de 10 martie. Premierea concurenților câștigători va avea loc vineri 10 martie, zi în care îl vom comemora pe părintele profesor Dumitru Popescu la împlinirea 7 ani de la trecerea la cele veșnice. Cu această ocazie vom oficia un parastas în Paraclisul Universitar în Sfânta Mare Munceniță Ecaterina și va avea apoi loc, imediat după premiere, va avea loc o masă rotundă pe marginea teologiei sau contribuției teologice a părintului profesor Dumitru Popescu. Prima ediție a concursului Preot Dumitru Popescu a avut loc în anul 2011.